După anunțul referitor la diagnosticul prințesei de Wells, unul extrem de dur de altfel, mulți s-au întrebat când va reveni Kate Middleton la îndatoririle sale publice. Conform celor mai recente informații, s-a aflat și care este avertismentul medicilor pentru Kate Middleton, precum și ce au interzis prințesei după două luni de tratament. Descoperirea cancerului după operație ar putea sugera că tumora prințesei era mică, declara la un moment dat un medic oncolog din Chivi. Viitoarea regina anunța în martie într-un mesaj video personal că a fost diagnosticată cu cancer, care a survenit în urma unei intervenții chirurgicale abdominale ale majore luna ianuarie și că deja urmează o chimioterapie preventivă. Cu toate acestea, mulți s-au întrebat când și cum ar putea reveni Prințesa de Wales în viața publică. Cu toate acestea, recentele informații au scos la iveală și avertismentul medicilor pentru Kate, deși preța britanică spune că aceasta va participa la ceremonia de aniversare a 80 de ani de la Z-Day, ziua în care aliații au debarcat pe celebra Omaha Beach și în Saint-Laurent-sur-Mur din Franța. Conform publicațiilor, avertismentul medicilor pentru Kate este de a nu da curs altor invitații și de a se odihni mai mult ca urmarea tratamentelor extrem de dure pe care le face în această perioadă. În același timp, Palatul Kensington a precizat că Prințesa nu se întoarce însă la angajamentele publice, în contextul în care un nou raport a fost publicat săptămâna aceasta. Nu se așteaptă ca Prințesa să se întoarcă la muncă până când nu va fi aprobată de echipa sa medicală, a declarat un purtător de cuvânt pentru BBC.